S-a finalizat pledoaria, instanța a rămas în pronunțare. A rămas pe ora 3, o să fie pronunțat după atâtea ore și de audieri și de... Deci ce trebuie să știm în acest moment? Să așteptăm ora 3 ca să vedem pronunțarea. Deocamdată s-a finalizat. Sau... În inculpații când își aud Țuțu. În stare de reținere, da? Și domnul Gabriel Țuțu... Poate să iasă, nu? Este liber, dar bineînțeles că nu, cred. Da, ce se iasă? Bună seara! Cu toții așteptăm același lucru. Așteptăm soluția la ora 3. Judecătorul a mers să delibereze. La ora 3 ne va anunța soluția. Ai puteți spune... Pisurca Alexandru. Eu cred în Dumnezeu. Restul în justiție se face după probe. Justiția pe care noi astăzi am încercat să o convingem că domnul Pițurcă nu trebuie să stea în arest, nu? Controlul judiciar la ambe. Domnul Pițurcă Alexandru. Alex, arest. În partea cealaltă la centru, face formele și pleacă. Deci i-a dat control. Propunerea parchetului de arestare preventivă. DNA-ul. Și a dispus măsura alternativă, măsura de control judiciar. Ian cu toate, tot pentru domnul Pițurcă, împreună cu Cristi, pe Cristian Nene, amândoi. 224, nu e asta problema, problema asta că o să vedem când o să fie motivată. O să așa dispus controlul judiciar. Okay. Vedem în ce limite așa. Vă mulțumim. De instanță. Dacă puteai să fie eliberat? Normal. Mă bucur. Bună seara, mă bucur. Ne-am oprit. Salut, Alex, ce faci? Ești ok? Ești mulțumit de decizie? Tot l-a filmat acolo, la fel. Ce trebuie că nu e pe fiata? Uite, uite, uite. Vale, control judiciar. Salut. Ce decizie s-a luat? Control judiciar, vă mulțumim. Restul mai avem voie să comentăm. Haideți.